Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit la episodul Cu numărul 6. 6. Băi, de cât de departe am ajuns! Kilometri! Kilometri! Alături de mine, bineînțeles, Casper, ca în fiecare episod. Pe ce ne-am? Și fără, Fug eu. fără, fără... Ah! Ce, ce pui mei! Ce Dă-mi, dă-mi un pana pepene, mea! Dă-mi un pepene peste față, dă-mi! Da, apropo de pepene, hai la lubeniță, pepene, pepene. Tocmai vorbeam înainte să începem înregistrarea că trece lumea pe stradă cu papucul la tine, pe vremea mea trecea cu căruța. A, nu, la, acum e cu Dacia Papuc la mine pe stradă. Ce vorbești, bă, băiatule, s-a tehnologizat aici lumea. Le spui tu ce vrem să facem astăzi, cu ce începem, cu ce... Păi, în primul rând, să le arătăm de dragul nostru Vasile ce a putut să ajungă și omul nostru. Deci, unde a putut să ajungă. Așa, după aia? După aceea să... Pentru că toți ne-a stresat cu acel chest, cu iteme, diamanți, etc. Trebuie să vă arătăm că am săpat și noi cam aproximativ tot cerculețul ăsta și am dat și noi de chesturile acelea mai invizibile și invizibile. Și mai spre sfârșit, cred că putem face și casa, de ce nu? Dar casa nu o să facem, nu o să terminăm episodul acesta, o să încerc să... Nu știu, să mă gândesc cum să facem design-ul, știi? Și etc. ca să văd... Na. O să umblăm așa. Da. Și o să ne scărpinăm în barbă. Da. Exact. Deci o să trebuie să ne gândim puțin cum să facem. Că am zis, o să faci fie ceva mai spectaculos. Și da. Vedem noi ce iese până la urmă. Bun. Haideți să vă explic șpilul aici cu Vasile. În primul și în primul rând vreau să vă spun că este vina mea pentru că am făcut o întrerupere de aproape o săptămână între episodul 5 și 6, nu? La înregistrare mă refer. Că, da. Na, așa, din cauza că am stat să îl programez pe Vasile. Bine, nici nu-i simțitor așa pentru ei, că na, video-ul au fost programat, da. Dar noi am avut... Noi am avut, mai degrabă îmi cer scuze față de tine. Da. Îmi cer scuze, n-am vrut să fac asta, asta este, așa. Și haideți să vă arătăm, nu? Deci în momentul de față, de fapt hai să-i mai dăm niște cărbune, că nu știu exact cât o să mai stea, cât o să mai lucrez el pe abur săracul. Să-i scoatem puieții de acolo, refuel. Așa, a făcut să fie. Și acum să nu stai în fața lui, că e de rău. S-ar putea să o pățești. Test. Și acum rugați-vă să nu ne facă de râs în timp ce filmăm. Exact. Bun, deci în primul și în primul rând, programul de bază este un fel de go-to care îi zice du-te la coordonatele pe care ți le dau eu și am pus să se ducă la coordonatele celor 9 bucăți de pământ. Da? De fiecare dată el se duce în jos de tot și după aia urmează instrucțiunile pentru următoarele coordonate. Asta mă ajută pe mine să... Deci programul este atât de flexibil încât pot să îi zic ceva de genul, nu știu, dacă mie mi se pune să îi zic, uite, du-te fix deasupra hopper-ului de acolo, pot doar să-i dau coordonatele și el se duce acolo, nu trebuie să-i tastez nimic în plus decât atât, să-i zic coordonatele. A doua parte, care, mă rog, e cum să vă zic, a 10-a parte din tot programul este... partea de tăiat copacul în sine, care nu e nimic altceva decât taie ce vezi în fața ta și deasupra ta, atâta timp cât e ceva totuși în fața ta. Deci el se uită, bă, e ceva în fața mea, bun, tăiem, uite acum o să tai ăla și pe aia o să-l pună la loc. Deci nu e foarte deștept în sensul că nu stă să detecteze ce fel de bloc are în fața lui sau ceva genul ăsta, pur și simplu se duce până la nivelul la care ar trebui să înceapă copacul și detectează dacă are ceva în fața lui și începe să taie. Ține minte de unde a început să taie și după aceea coboară până în același loc, deci el se duce până nu mai detectează nimic și după aceea coboară fix până în locul de unde a început să taie. După aia pune un puiete jos și se duce cu ajutorul programului principal, cu acel go-to, la următorul loc. Dacă vrei tu când se întoarce sau mă rog să te pui în fața lui puțin, ca să vedem ce se întâmplă dacă te pui în fața lui. Și asta e o altă chestie, o altă parte din program.
În ideea că inițial, dacă mai țineți voi minte, când puseserăm toată piatra asta, eu eram foarte disperat să nu se pună nimeni în fața lui. Aici, în față? Da, pune-te în fața lui cumva. Acolo, pe centru. Dar stai în fața lui inițial. Nu. Mamă, nu dai mine. Hai, Vasile. Da, trebuia să... Dă-mi un hit ceva. Nu, uite că nu vrea să te... Uite că merge după mine așa. Hai că mă urmărește ca un cățeluș. Am făcut să te atace, dar mă rog, acum dacă el nu vrea... Pare bine de el, uite, vezi, l-am adresat frumos. Da, și în momentul de față, asta e toată șmecheria, are în inventar puieți și lemne. Dacă rămâne fără puieți, din păcate, o să înceapă să pună lemne. Mă rog, deci programul încă nu este suficient de deștept, pentru că n-am avut decât o săptămână la dispoziție și din săptămâna asta cred că am codat o seară întreagă, am stat până la 3 dimineața și am zis nu se poate, în seara asta îl terminăm. Și mă rog, l-am adus într-un stadiu cât de cât acceptabil. Bun, deci cam atâta momentan pentru Vasile. O să mai avem de lucru la el, nu știu exact cât o să mai lucrăm. Dorința mea este să, aici fix unde vine el după aceea, deci așa, să punem cumva niște cufere, niște hopere, niște chestii. Aici ar fi cel mai convenabil, să fie un hopper de unde torți asta și după aia... Nu, da, sau... să se facă cumva automat cărbune și după aceea cărbunele ăsta să ajungă și în inventarul lui. Adică cum e exemplarul de aici, cum ar fi? Da, cum e exemplarul lui. Uite, o altă chestie pe care mi-a spus-o câțiva dintre voi și apreciez lucrul ăsta. Uitasem pur și simplu faptul că am putea să facem un fel de conductă de hopere, de pâlnii dintre astea, până în marginea fermei. Pentru că în momentul de față trebuie să mă duc până în centru să iau puieții și pe aia trebuie să mă lupt cu apa ca să ajung înapoi. Dar n-avem suficient fier, că nu o să facem rost de suficient fier, o să facem și treaba asta, deci o conductă de hopere de acolo până undeva sub Vasile. Ca să trebuie putem să le punem de Vasile, astea? Ce anume? Jungle Sepp. Da. Perfect, în primul slot, da. Și ăsta din când în când, când mai cresc ăștia, o să pornim iarăși programul numit test. Baiul e că am fi putut să ne folosim de hopperul care e acolo să fie pe dedesubt un tunel în acesta, dar tot așa. Până la urmă se rezumă totul la fier, deci e prea mult și na. Da. Trebuie să ne gândim la o metodă mai eficace. Am putea, mă rog, am mai discutat între noi și știți că la un moment dat, printre primele episoade, vorbeam că, zi măi, n-am vrea să mai, nu, că am suficient veniță să-mi ajungă. Păstrează acolo ca să folosim la setean. Da. Discutam la un moment dat că am fi vrut să băgăm, zi măi, Equivalent Exchange. Și eu eram puțin împotrivă pentru că, na, dacă baci mod după mod după mod, după aia devine serie modată. Da. Dar să vedem în funcție de cât fier găsim aici și cât de tare ne enervează chestia, cred că până la urmă o să ajungem să băgăm mai Equivalent Exchange ca să facem rost de lucruri ceva mai... să avem practic o sursă infinită de fier, de aur, de diamant. Din moment ce nu avem o hartă infinită, măcar să avem o... cumva o sursă infinită de... Adică presus. Mi se pare tot a fi legit, crede-mă. Nu? E cu moduri, într-adevăr, dar nu e modul clasic. Adică nu stai să sapi mine peste mine peste mine. Dar gândește-te de cum ai spus tu, că e, nu avem harte infinită, deci în felul ăsta, cu Equivalent Exchange, o să ne ajutăm cu resursele, care nu sunt infinite, sunt doar pe insula asta și atâta. Da, și oricum, na. Ca să putem să folosim Equivalent Exchange, o să trebuiască să facem niște chestii ajutătoare și aici o să intre în scenă Casper, pentru că el o să ne ajute să facem un mob spawner, zic bine, sau se cheamă un XP farm? XP grinder sau mob... un grinder, da, ceva de genul. Așa, mergem la circuleț pe aici? Da, să le arătăm... Deci eu, pentru că de când a venit ideea cu hopperle cu fierul, am început să disper și nu mai folosesc nimic din fier. Am început să sap pe aici cerculețul, numai cu târnăcop de piatră.
Și pe aici se vede că tot ce nu se poate lua cu piatră a fost lăsat. Și în cele din urmă am ajuns la... Nebunie. Eu aș vrea foarte, foarte tare să reușim să le încentuim cumva. Dar problema e că să nu le pierdem, să nu fie unul nebun așa ca și Casper, să sară pe aici pe acolo să mai cadă odată. Cum s-a întâmplat fix înainte să ne apucăm de filmare, să... Atunci când am căzut prima dată, aveam... Ce aveam? Niște Cobblestone la mine și un pickaxe, dar m-am enervat, pur și simplu am căzut pentru că sar eu ca nebun. Le ducem acolo? Hai, du-le tu acolo, ca să poți să râd de tine dacă pici. Stai așa, catataie. Ia, ușor, ia, Așa, unde ești, unde ești? ușor. Hai cu Stai, tine. stai, 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 du-te, Pe du-te. vremea mea, bă, băiatule, bă! Asta nu mă face să-l aduc pe surdul. Hai să-mi zici Ai o una cu voce gheață. specială pentru un personaj de genul ăsta sau cum? Generalul surdu. Nu știu, ia. Nu mă pune, te rog eu. Eu nu știu pe generalul surd, ia. Păi bă, ne poate, mă. Cât de tare. El face seria cu asta, cu Super Meat Boy. Un joc unde te enervezi și gândește că l-a luat de inimă de vreo 5-6 ori. S-a Da. jurat că o să-l omoare pe Casper, că a zis el, aolo Casper, tu mai poți să mă joci jocul ăsta? Și mi-a zis că atunci când se termină jocul, că, nu știu, s-a jurat pe ceva, nu știu pe ce, mă omoară pentru chestia asta. Dar eu nu-l bag în seamă, că el e tataie de la mai bătrân, nu... Am înțeles. Bun, hai să ne apucăm de casă, nu? Da. S-a Ok. făcut piatra aici? S-a făcut piatra? Toată? Ho-ho-ho. Câte steacuri ai pus? 8. Astea le-ai pus invers, dar mă rog, nu mai contează. Ce-am pus în vis? Ai pus piatra jos și cărbunele deasupra. Oi. Una? E bine. Ok, din stone... Ai luat un stack de stone? Eu am la mine, în momentul de față, 3 steacuri de piatră și parcă mai erau pe aici pe undeva, dar nu mai știu unde le-am... Ah, cred că Ca... le-am pus la casă. Piatră sau... Pietreitură? Piatră fină, smooth stone. Aha, smooth stone. Hai Hai că să le ți punem. le pun în cuvârle astea de Da, aici nu, dacă vreau și... să folosesc un incem... house, mă, un table de asta, masă de lucru, pentru ca să facem stombricul, știi? Sau stai că merge și în inventar la mine, ce-am? Hai că-ți faci aici, ia uite-l, pac. Distrează-te. Thank you. Mă duc să iau Stai că restul aici de puneam lemn. furnale. Nu. Cum vrei tu, Hai nu să știu pun eu, doar l-am furnale. pus. A, uite, mai aveam una pe aici. Eu mă duc să iau lemn, să vedem ce lemn avem pe aici. Buba cea mai mare cu Vasile, săracu, e că nu prea se descurcă, din păcate, cu stejarul. N-am ce să-i fac. Ăla de crește ramificat, de Ăla de fapt. crește în toate părțile, numai în sus, nu? Da, putea să-i facem o chestie separată așa ca să limităm, știi, vorbeam la un moment dat cu 7 spații, nu știu Da. cât. Da, am putea să facem o chestie de asta special pentru stejar și nici n-ar trebui să, zi măi, nici n-ar, nu ne-am mai sinchisi să facem în ferma asta cu apă, știi, adică Da. la cât poieți pică de la stejar, deja nu ne mai... Bun, deci, cum am gândit de prima dată să facem căsuța? Nu mi-a plăcut nici să o fac toată din piatră, dar nici din lemn. Și că am zis, de ce să nu facem, nu jumii-juma. Așa că am numărat, o să fie un rând fix pe mijloc, unde o să fac, nu știu, din ce material o să punem, un ceva simplu. Da, lapis Și, lazuli. și pe partea asta să facem cu lemn, sau depinde, nu contează, și pe partea cu piatră. Cu trei feluri de lemn, nu, două feluri de lemn, care arăta mai bine. Și aici o să folosim și ăsta, smooth stone și brickstone. Cobblestone-ul e... Nu mai cobblestone pe aici, deci... da, m-am gândit să facem puțin mai... Tu iau înainte și arată-mi așa o parte și eu o să fac în oglindă pe partea cealaltă. Bun. Acum... Ia să vedem aici, maestru în acțiune, ia. Nu Cum puțin. arăt? Sunt sexy? Sunt sexy? Și cu zoom-ul ăsta de la Optifine arăți. Aoleu, mi se vede barba, nu m-am bărberit înainte. Aoleu, nu te uita la mine, nu te uita la mine! Așa.
Bun. Ai vreo preferință fie în stânga sau în dreapta piatra sau lemnul? Unde vrei să fie piatra și lemnul? Pe mijloc, fierar, mamai. Ambele, da? Pe mijloc? Nu știu, deci cum vrei tu, ți-am zis. Păi te zic, las... lemnul într-o stânga, piatra dreapta. Aolo, invers. Am zis, nu, am zis bine, stânga dreapta. Deci, cum vrei? Da. Ok, da să fie. Așa, luăm mai întâi vreo 3 securi, așa de... Așa, pop. Eu mă duc până un alta să văd, să mai pun acolo de cărbun și să pun la cop piatra. Sigur. Să vedem ce mai avem pe aici. Deci... în formă de șah, de tablă de șah, m-am gândit prima dată să fie pe jos. Așa. Sau în linii... nu perpendiculare, orizontale, așa, știi? Deci, orizontale să fie... Am zis bine, orizontale? Că perpendicular e de jos în sus, nu? Greșesc? Zile de la nord la sud. Așa, bun. Și unde e nordul? Spre, spre lună sau pe... Cu F3 parcă ți arată, dar nu mai știu direcțiile cum era. Cu F3... Ba da, între, uite, în unii luna acum. Deci dacă mă uit fix la lună, sunt cu fața înspre est. A, uite, ți arată... Vezi că zice east, north, west, dacă te plimbi așa. West, north, east, south, west, ok. Bun, deci uitați-vă aici sub Z la F. Dinspre nord, spre sud. Să facem așa din... Să facem așa linii. Mă distrează foarte tare că fix după aceleași direcții l-am codat și eu pe Vasile și fără să vreau. Da? Da, 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 da. Fix după 0, 1, 2, 3. Ah, ia uzi. Mamă, și că m-a închinuit că nu... prin programelul lui are și o chestie, o, nu pot să zic o funcție, că e împărțită pe mai multe chestii, băgată pe acolo prin cotloane. Are o chestie să-i spui în ce direcție să fie cu fața, știi? Aha. Și știi că aveam eu bubaia, că domne, nu-mi plăcea mie că se întorcea aiurea. Dacă vrea să, da. Dacă se întorcea, nu știu, trebuia să se întoarcă la stânga și el în loc să se întoarcă din prima la stânga, făcea de 3 ori dreapta. Da, 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 se învârtea de 3 ori și nu da, vrea și să... Da, și tot ajungea așa, știi? Și până la urmă i-am reușit și chestia aia, a fost o chestie așa mai... Mă scarpinam cu mâna stângă la urechea dreaptă, dar am reușit să o fac. Da. Așa, scadă... deci aici ce punem? Păi chesturile încă n-am făcut. Nu, oricare. Nu, ce faci tu gaură acum? Aici piatră. Punem? Aici partea de piatră. Piatră finuță sau ce fel de piatră? Nu, stai așa... Stone bricks? Aici, pe partea asta, o să facem jumătate de piatră, știi? Mă refer. Dar marginea o las ca să țin minte măsura, știi? Că marginea după aia iar o tai ca să fac și marginea cu piatră. Dar aici, cum am zis? Să fie de la nord la sud, de la sud la nord. Adică din colo încolo. Vrei așa? Sau în șah? Eu sunt perfect de acord cu tine. Vrei în șah? Cum vrei tu. Haide, zi și tu cum să fie, că nu pot să fac eu doar. În cruce, firar, mamă. Vrei în cruce? Fac așa, 4 lipsă. 4 lipsă, 2 gaură, restul cum era? Că am uitat. Dintre lipsă, spațiu. Dintre spațiu lipsă gaură. Așa, bă, aici ai nimerit-o. Din prima. Așa. Deci aici o să fie puțin periculos, fii antenă. Ia. Ai ceva la tine de valoare? Multe pietre. Păi lasă, smooth stone-ul pune la loc, nu știu. Multe nebunii pe aici. De-aia să iau. Păi zi să completez eu. Deci asta, marginea asta cu ce o umplem acum? Ia zi. Cu cap, ăsta, brickstone. Stone brick, da? Stone brick, da. Hai, gata. Ia uite-l. Aici era spațiu gol? Nu. Cred că umplui una. Doar marginea. Încearcă și tu doar marginea. Da. Și până sub chest. De la sub ce facem noi nebunii. Ce vrei să mă sperii să nu mai ajung. Așa. Ce lucrăm noi aici și ca o echipă, mă. Până aici.
Că stai în mijlocul. Așa. Și de aici nu lucrăm acum la lemnul. Nu, nu. Bun. Așa. Be careful pe aici să nu cădem. Așa. Aici ce punem? Păi, uite, mi-a plăcut ideea ta cu colțul ăsta, vezi? Vezi unde colțul ăsta? Putem să facem așa, din sud-vest în nord-est, știi? Așa. Stai așa să-i explic. Așa, gen, știi? Aha. Fără astea. A, deci doar o diagonală așa. O diagonală, pu! Pu! Geografia, mamii de geografie. O diagonală așa, vai, mamă. Ce stau pe limba astea și... Am înțeles. Și punem cu... Așa, așa. Așa cu ajutătoare, că n-avem acum vacuum. Nu-i bai, pui ca acolo cablestone, că e destul. Așa, pac, pac.